pasajul Unirii pe canal. Bă, mi-a căzut telefonul, frate, deci nu vine să cred. Mamă, ce mare e, frate, uite cât e tigru acolo. E frumos, chiar e mare, dar e plictisit. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlam și astăzi a venit momentul pentru un clip mai special, pentru că am pus mâna pe un Can-Am Ryker de 600 cm3 care se conduce cu permis categoria B. Iar acum probabil vă veți întreba, băi bine bă Varlame, de unde ai tu așa ceva? Păi cum ai făcut rost de un Can-Am? Ei bine, voiam să fac o nebunie de genul, să închiriez un Can-Am și nu știam de unde. Ieri am intrat pe Google și am căutat acolo închiriere Can-Am, bla 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 bla, și am găsit pe băieții de la închiriere-scooter.ro. Am intrat în contact cu ei și mi-au zis că sunt de acord să-mi lase Can-Am-ul pentru o zi, să-l fac de cap cu el prin București. În ideea asta sunteți invitații mei, pentru că astăzi ne vom plimba prin traficul din București, bineînțeles, cu un Can-Am Ryker 600 cm3, care, din ce am înțeles, poate atinge o viteză maximă de 100 de km la oră, dacă nu greșesc, 100 de km pe oră. Și bineînțeles, dacă la rândul vostru sunteți interesați să faceți plimbări într-un weekend, nu știu, vă faceți o nebunie, chiar să ieșiți din București cu o jucărie de genul, în descriere aveți un link către site-ul lor, iar acolo aveți toate detaliile de închiriere. Oricum, un lucru e cert, este foarte impunător și atrage toate privirile în trafic. Mergem să-l testăm acum prin București. Haideți să vedem cum se comportă pe străzile puțin mai libere astăzi, pentru că am ales să ies la plimbare într-o zi de sâmbătă, când traficul nu e chiar atât de aglomerat. Așa, deci prima și prima dată vreau să văd dacă mai aduc aminte cum se făcea pornirea, pentru că mi-a explicat băiatul acolo, Varlame, ai grijă cu pornirea, sunt mai multe chestii care trebuie să le fac. Prima și prima dată, asta e frâna de mână acolo și trebuie să o dau în poziția asta așa. Pasul numărul 2, apăsăm acest buton. Ce mai avem de făcut? Ce era după asta? Așa să-mi aduc aminte că nu mai știu. Trebuie să apăs pe butonul ăsta o dată. S-a prins bordul acolo. Și în ideea asta, acolo am frâna, accelerația este aici. Trebuie să-i dau de două ori manetă în sus, așa mi-a zis. Gata, am dat de două ori în sus, calc frâna, parcă asta trebuia să fac, și apăs o dată pe butonul acesta și a pornit jucăria, fraților. În momentul ăsta mă simt așa puțin emoționat, dar sper că totul va decurge cum trebuie, pentru că n-am mai condus așa ceva în viața mea. Astăzi e prima zi când pun mâna pe o jucărie de acest gen, dacă pot să-i spun jucărie, pentru că e chiar o jucărie pentru oameni mari. Iar acum accelerăm frumos, ne luăm poziția de conducere, ne asigurăm, semnalizăm de stânga, pentru că plecăm de aici, din locul unde am parcat puțin, oprim semnalizarea și pornim la drum. Voi fi puțin temător la început până mă voi obișnui cu el, dar mai pe urmă sper că nu voi avea probleme de acest gen. Facem dreapta aici în față, ne plimbăm așa prin București. Bă, uite cum facem, am revenit din nou în trafic, am fost acasă, am băgat niște cereale cu lapte, mă aflu în zona la Tineretului acum și trebuie să merg până la Unirii să iau de la cineva ceva. Și mi-am propus așa, voi face o livrare pe vlog astăzi, fac o livrare cu Can-Am-ul și pe urmă mergem la, cum îi spunem ăsta, așa că am un lapsus acum, mergem la grădina zoologică, vreau să-l testez puțin pe o distanță mai lungă. Și tot așa, nu știam unde să mă duc, Hai să mergem până la grădina zoologică, vizitez și grădina zoologică, pe rapid așa, sper să am un loc de parcare acolo să-l las. Iar mai pe urmă ne întoarcem în București, grădina zoologică se află tocmai pe lângă, cum îi spune, Pădurea Băneasa, încă am roșu la semafor, trebuie să fiu atent cu încadrările, fiind obișnuit mai mult cu biciclete și scutere, e puțin așa diferit pentru mine cu încadrările, dar mă voi obișnui, deja m-am obișnuit puțin cu el. Facem stânga așa frumos, hai să vedem cum se comportă pe șinele astea de tramvai. Foarte bine, am ridicat și camera puțin mai sus pentru că mi s-a părut acasă, m-am uitat puțin la ce am filmat, era lăsată cam jos, dar acum cred că e amplasată destul de corect. Mergem în centru la Unirii, acolo mă întâlnesc cu țiganul Pionuț, am mai văzut prin clipurile mele, trebuie să iau ceva de la el. Iar pe urmă fac o livrare, facem o livrare împreună și pe urmă mergem la Pădurea Băneasa, în zona acolo, la grădina zoologică, cum vă spuneam. Văd și eu pe pielea mea cum e să stai la semafoare, să stai în spatele mașinilor, să nu te poți strecura, cum o făceam cu bicicleta.
Dar nicio problemă, nu mă grăbesc, bă, v-am zis, am toată ziua la dispoziție. Am acest canam, mă rog, l-am la dispoziție toată ziua, așa că nu e gravă. Este ora 12 în acest moment, acolo mi-a luat 11 pe o oră în urmă. Dar am timp de rechei să mă plimb pe unde vreau eu. Am ajuns în centrul Bucureștiului, la Unirii, și vă zic sincer că atrag deja toate privirile. A oprit un băiat mai devreme să mă întrebe cât costă, cât costă. Bă, nu știu, frate, că nu e a meu, am fost sincer, n-am putut să-i zic. Nu, bă, nu știu, 3.000, 5.000, habar n-am, 12.000, habar n-am cât e unul. Trebuie să opresc undeva pe aici, pentru că trebuie să mă întâlnesc cu țiganul și nu știu pe unde să parchez puțin așa, ca să nu curg lumea. Trebuie să nu-mi iau amendă. Da, așa să-l pun puțin aici, în zona asta, și îl sun pe țiganul să vin aici. Mai mult de atât chiar n-am voie, deci am să opresc aici și îl aștepta așa, mă, cum se oprește. Prima dată trebuie să trag, uite, asta are voie să intre aici și asta e așa. S-a vrea să parcheze și el, e un băiat aici. Cred că parchează și el aici, e de la Bolsul. Ah, ok, ok, bun. Cum îl opresc? Prima dată și prima dată trebuie să trag frâna de mână așa și îl opresc de aici. S-a oprit singur, dar trebuie să aștept puțin. Nu l-aș lăsa aici pentru că s-ar putea să mă trezesc cu o amendă. Îl sun pe Ionuț să văd dacă poate să vină încoace. Bă, fraților, tare mi-e să nu iau amendă că l-am lăsat acolo. Sper să nu se întâmple treaba asta. N-am nici masca pe gură în acest moment pentru că am casca pe față. Uite, asta e cheia, dacă vă vine să credeți. Asta e cheia și vă arăt când plec de aici cum se pune cheia. Bă, sunt în centru, sunt cu casca aici. Mi-am lăsat canamul parcat acolo. Ce zici? Ce? Îmi iau amendă sau nu îmi iau amendă? Tu ce zici? Sunt cu fratele Gruia aici și cu țiganul. Ia zi, Gruia. Fratele Micul Michelin. Micul Michelin, așa, da. Micul Michelin e numele de scenă, face și el livrări și se filmează în același timp la Bolt Food. Îl găsiți căutând pe YouTube Micul Michelin, nu? Parcă așa e, da. Corect, da. Corect. Eu îl apreciez, îmi place mult ce face. El a început. Dacă vă place genul de conținut, abonați-vă. Ți-a dat comandă? Da. Bă, aștept să-mi intre și mie o comandă. Vreau să fac o livrare cu canamul. Vreau să fac Speedy Gonzales azi. Adică să fii pe rapid, să vezi câți bani faci pe rapid. Bă, voi știți de ce și-a pus ăsta Micul Michelin? Că e cu două înțeles. Ce, cu ce țigane? Cu Micul Michelin. Iar ce țigane vă pus? Michelin e stelele. Și este, mic, e stelele, sunt, da? Pardon. Nu, băie nebunule, stelele care le pune ăștia, știi, la restaurante, așa. Dar tu știi de unde a plecat? E asta cu Micul Michelin, cu Michelin? Michelinul, păi Michelin e... Și gane, vezi că o să zic ăla. Cauciucuri, dă-le dracu, e anvelope, cauciuc. Păi asta vreau. Bă, ce vreau, de ce am venit aici? Zim. Îmi dai și mie geanta să fac o livrare? El. Aștept să-mi intru o comandă, iau geanta și pe urmă îți dau geanta înapoi după ce o livrezi. Da, mă, ce, da, păi hai că nu mai stau. Asta e geanta ta, nu? Da, biberonul. Da, biberonul, da. Iau geanta și mă întorc cu ea. Ca ieșit și soarele și am primit o comandă de la stadio. Nu e chiar atât de departe, stadio e către universitate încolo. Stadio e ăla de la Casa Poporului. Nu, mă, nu e ăla, că sunt două. E ăla unul și mai e unul către universitate, piața acolo, universității. Hai, mă, băieți, noroc. Că ați vrut să apăreți și voi pe vlog, am dat drumul la cameră. Dacă mai vede prietenul ăla, zic, salut, bă, băule, apărătul, nu? Iau geanta pe cocoașe și la stadio. Sper să am loc de parcare, să găsesc un loc de parcare cu canamul pe acolo. Bă, îmi pare rău că n-am pus camera mai sus încă de prima dată, pentru că nu s-a filmat prea bine. Jucăria e aici, haide să vă arăt cum se bagă cheia, frate, cum se pune cheia la asta. E o cheie mai ciudată așa, n-am mai văzut treaba asta până acum. Uite, v-am arătat, asta e cheia și se bagă aici pe ăsta, doar se împinge, uite așa arată ea. Și se pune pe ăsta așa, n-are cum să cadă, se ține acolo, frâna de mână care se trage și se lasă așa în jos. Ne punem frumos casca și mergem la stadio să ridic prima comandă la Bolt Food. Am să pun telefonul în borsetă, pe GPS îmi arată 1,9 km, dar kilometri pe care va trebui să-i parcurg, pentru că nu pot să mai bag eu cum vreau printre blocuri pe pista de biciclete de la Victoriei. Așa, frâna de mână e trasă, cheia e în contact. Facem o mică recapitulare ca să văd cum îl pornesc. Apăsăm butonul roșu. Odată acest buton, s-a aprins bordul și trebuie să dau de două ori în sus, aud două măcănituri. Apăs frâna și ar trebui să pornească acum. Gata, a pornit. Facem cale întoarsă cumva, ca să văd cum mă pun în trafic. Au venit și doi polițiști acolo mai în față, dar n-au treabă cu mine, nici am văzut. A reușit să mă pun în trafic, piciorul pe frână, ca să fim în siguranță și mergem să ridic voi virtual eu pe canal, nu pe bicicletă de data asta, prima comandă la Bolt Food. Fraților, sunt puțin entuziasmat, dar trebuie să nu mă las pierdut așa în valul ăsta, în dale entuziasmului, pentru că trebuie
trebuie să fiu atent. Sunt un începător, sunt un novice pe o motocicletă. Bă, mi-e bine să-i spun motor, motocicletă, deși nu este. Se conduce cu permis categoria B, v-am zis încă de la început. Dar senzația asta e, că ești pe o motocicletă și e chiar ok la viraj, adică chiar se mișcă bine. Acum îmi dau seama că am poziționat puțin cam prost, cum îi spunem ăsta, suportul pentru telefon. Trebuie să merg înainte, nu mai am decât 700 de metri, doar că îmi bate soarele în ieri și nu văd prea bine. Am și un Fiat micuț acolo în față, condus de o doamnă, oare? E o doamnă, două domnișoare, nu mă așteptam să fie altceva, nu că sunt misogin, doar că o mașină micuță e condusă de cele mai multe ori de către o femeie. Acum trebuie să ocolesc puțin pentru că trebuie să mă bag pe aici. Iar mai în față nu văd. Trebuie să fac dreapta. Uite aici dreapta. Nu mai am mult și ajung la stadio. Uite aici undeva pe partea dreaptă trebuie să fie stadio, am semnalizat așa puțin și trebuie să las canamul puțin parcat pentru că n-aș vrea să mă trezesc din nou cu o amendă. Am să-l las așa în față aici. Mama, a ieșit soarele, frate, dimineața nu era chiar atât de soare, adică nu era atât de frumos. Dar uite, am să-l las aici în față un minut până mă duc să ridic comanda, mâncarea mea. Aici e stadio, sper să fie gata deja pregătită. Am să-l las puțin aici. Bineînțeles că am să-l și opresc. Dar prima dată văd că tot, uite, să trag frâna asta, așa se numește. Zic că frână de mână, sper să nu greșesc acum. Pac, l-am oprit, scot telefonul și merg să ridic comanda de la stadio. Bună ziua, am o comandă la Bolt. Uite aici, la colega mea. Ok, ok, mersi, mersi. Ok, așa mers, mersi. Gata, băi, fraților, uite, bă, ce frumos e terasa asta aici și între blocuri oarecum. Vedeți, cred că se poate observa. Foarte tare. Problema e că trebuie să las această comandă la o distanță mai lungă și mă uit acum în aplicație ca să văd exact cât am de mers. Din ce am văzut acolo scria sediu cargo sau ceva de genul. Mă uit imediat și vă spun și vouă câți kilometri am de mers până acolo. Tot îmi vine să spun câți kilometri am de pedalat, dar nu mai pedalez. Motorul l-am pornit, GPS-ul l-am setat, dar că din nou trebuie să fiu mai atent cum mă organizez. Am de mers 2,5 km. Hai să facem puțin cale întoarsă și mă scap de comanda asta, iar mai pe urmă mergem la grădina zoologică. Bă, chiar mi era dor să merg la grădina zoologică. Am mers o singură dată la grădina asta zoo din București. Nu erau prea multe chestii pe acolo, niște lei, niște șerpi, una alta, dar dacă am prins pe mână acest canam, mergem într-o plimbare și la grădina zoologică. Uite aici în față trebuie să fac dreapta. Stau așa copoșat cu geanta de la Bolt Food în spate. Bineînțeles că după ce livrez comanda asta trebuie să mă duc să-i dau geanta lui Țiganu înapoi, pentru că n-aș vrea să mă prind cu geanta de la mine. Am la dispoziție jucăria până diseară la ora 7-8, așa că n-aș vrea să car o geantă mare, pătrățoasă de Bolt în spate. Am verde la semafor, intrăm frumos prin pasaj. De aici încolo cuvintele sunt de prisos, vă las în compania momentelor pe care le va înregistra GoPro-ul meu de la piept. Sper să se vadă mai bine acum că am ridicat camera mai sus, nu cum am făcut dimineață. Pasajul Unirii pe Canam! Bă, mi-a căzut telefonul, frate, deci nu vine să cred. Mi-a căzut telefonul acolo jos, bă, suport de rahat, frate! Mamă, nu știu cum să fac, n-am cum să mă întorc după el aici. Chiar n-am cum să opresc. Mamă, se face praf, va fi călcat, frate. Deci va fi călcat 100%. Bă, mi-a căzut telefonul de pe canal, bă, nu vine să cred, bă, frate, bă. N-aveam cum să opresc acolo, deci sincer chiar n-aveam cum să opresc. Bă, deci ce-am putut să pățesc, nu vine să cred, frate. Deci uite că sunt fără telefon în acest moment. Și n-aveam cum să opresc acolo pentru că aveam mașini din spate. Ia uite, bă, și când mi-am zis de multe ori, bă, Varlame, nu mai cumpăra rahaturi de astea. Mamă, ce belea pe cap mi-a luat, bă, frate. Hai să mă grăbesc, deși nu știu dacă mai am șanse să recuperez ceva din el. S-a dus telefonul meu, adio telefon, în pasaj la Unirii, am vrut să zic la universitate.
Nici nu știu cum ar trebui să fac mai bine, să procedez. Habar n-am, fraților, nu știu dacă l-a călcat cineva sau nu l-a călcat. Am să las canamul aici și am să mă duc la pas prin pasaj, tocmai până în partea cealaltă acolo. Oare cum să ajung? Nu știu dacă am loc pe acolo. În fine, mă duc să văd, nu știu, sper să reușesc cumva să-l iau. Habar n-am. Mamă, frate, uite ce belea m-am luat, bă, ești nebun, nu vine să cred cum a căzut ăsta de acolo, mă. Mă duc așa rapid, în alergare, la pas, intru un pasaj și sper să-mi iau telefonul de acolo, adică să-l mai găsesc, frate. Sunt convins că a fost călcat, frate, 100% a fost călcat. Adică nu cred că mai e acolo într-o stare de funcționare. Măcar să-mi recuperez cartela. Mamă. N-aveam cum să opresc aici, bă. Nu știu ce ați făcut voi, dar chiar nu aveam cum să opresc. Nu știu unde a căzut. Nu cred că s-a riscat cineva să oprească aici ca să-l ia, frate. Nu-l mai văd, nu știu pe unde e. Mamă. Unde a căzut oare, bă, frate? Uite o trotinetă aici, în pasaj, bă. Deci, în pasajul Unirii, trotinetă. Deci nu mai e aici, frate. Cineva a oprit. Deci l-a luat cineva, că am parcurs tot drumul ăsta și m-am uitat atent să văd dacă e sau nu e aici, dar nu mai e. Și cu ce dispoziție bună am plecat, frate. Mamă. Ia uite, bă, belea, bă, ce am pățit, bă, frate, nu vine să cred, eu râd acum. Bă, și în vlogul trecut v-am zis, bă, frate, că nu mai îmi iau telefoane scumpe, că uite de ce, că se mai întâmplă căcaturi de astea, frate, cum l-am pierdut și pe ăla în trecut, care s-a, nu l-am pierdut, s-a stricat. Pe ăsta pot să zic că l-am pierdut. Aș mai avea o singură variantă ca să-l recuperez. Cred că am pus urmărire de ea prin GPS și dacă n-a fost călcat prea grav, dacă n-a apucat să fie călcat și cineva a oprit totuși să-l ia, mie, sincer, mi-a fost frică să opresc la viteza pe care o aveam în pasaj și tocmai de aceea n-am oprit. Am așteptat să ies aici la suprafață, să intru în pasaj înapoi și să văd dacă mai e acolo. Spre surprinderea mea, telefonul nu mai era. Cineva a oprit și l-a luat. Canamul e aici. Mă duc totuși să las comanda acum, chiar dacă am pierdut vreo 20 de minute prin pasaj pe aici. Aia e. Bă, să-mi fie învățătură de minte, pentru că eu de obicei fac chestii de astea. Uite, rahatul ăsta așa a ieșit din suportul ăsta. Suport de rahat de la Glovo. Și întotdeauna am spus că suportul ăsta e de tot căcatul. Nu m-am învățat minte. Și mă duc acum să las comanda rapid la Urgent Cargus. Și poate am norocul să mă aștepte acolo cine a luat telefonul. Visez frumos și eu. Cu siguranță nu se va întâmpla asta, dar nu se știe niciodată. Când am să ajung acasă, am să-i dau urmărire prin GPS dacă cumva mai a aprins pe undeva, să văd prin ce zonă se află. Dacă nu, asta e. Am ajuns la Cargus, fraților, la Urgent Cargus și se pare că nu e nimeni aici care să mă aștepte cu un telefon, așa că pot să-l declar pierdut. Nu știu ce aș putea să fac altceva. Mă duc să-l las mâncarea clientei. Asta e. N-am ce să mai fac acum. Mamă, belea. Zi bună, la revedere. Mulțumesc frumos, la revedere. Singurul meu gând e acum să mă duc până acasă și să văd repede locația telefonului, să văd unde se află. Poate reușesc cumva să-l recuperez. Nu știu, mă duc acasă să-l caut pe GPS, să văd locația lui exactă. Ar fi cum ea să-mi arate că e tot acolo undeva și eu nu l-am văzut. Băi, fraților, deci nu o să vă vină să credeți ce vă spun acum. Voiam să mă duc acasă, să bag GPS-ul, să-mi caut telefonul, să-i găsesc locația. Și ce crezi, bă, tată? Am oprit puțin aici la semafor și mi-a venit o idee. Ia stai, mă, să cer cuiva un telefon, să sun 2 minute să văd unde mi-e telefonul. Iar sunt oamenii acolo pe partea ala cu geacă roșie. L-am rugat frumos să-mi dea să sun 2 minute. Și cine credeți că mi-a răspuns la telefon? Poate pare așa o mare făcătură, o mare nebunie. Bă, mi-a răspuns țiganul la telefon, frate. Telefonul meu e la țiganul, în centru vechi. L-a găsit tot un curier, a oprit, am avut norocul ca în spatele meu să fie un curier. Ăla a oprit, l-a luat și s-a dus în centru cu el pentru că mă cunoștea. Bă, nu vine să cred, frate, de-asta mă bucur că mi-a recuperat telefonul, în special pentru numerele de telefon. Acum mă duc din nou în centru să-mi recuperez telefonul scăpat prin pasaj la Unirii. Mamă, bă, că-ți nebun, bă. Băi, prieteni, iar acum momentul adevărului. A fi sau a nu fi, am ajuns iar în centru vechi să scot cheia. Jap. E și poliția acolo, sper să nu se ia de mine că
Am lăsat motorul aici. Ce bă, la tine ai țigane? Bă, v-am zis, mă, că l-a găsit, frate, cineva, tot curier. Bă, nu vine să cred, mă. N-ai cum așa ceva, bă. Numai mie mi se pot întâmpla de astea, ce? Păi ce mai zic, că e gata, e pierdut, ești nebun? Bă, m-am dus la pas prin pasaj, am lăsat ăsta. Bă, am lăsat, bă, am lăsat, m-am dus repede, n-am putut, eu n-am putut să opresc, mi-a fost frică să opresc, frate, prin pasaj, nu știu cât aveam, 60-70, și mi-a fost frică să opresc să-l iau. Bă, băiatule, deci cum să nu vezi că scade din... Eu l-am văzut, mă, l-am văzut, dar n-am oprit din cauza că eram în pasaj și aveam viteză, frate, și aveam mașini în spate. Ce aici a căzut? Ce aici, bă, a căzut în pasaj la Unirii, bă? Păi și unde, el ți-a zis unde l-a găsit? A? Unde ai zis că l-a găsit? Mi-a zis omul că ai luat o groapă și cât ți-a sărit. Da, frate, în pasaj la Unirii, nu știu cum a avut el curaj să oprească, că erau, știi cum e în pasaj? El mi-a zis că pe aici. Nebunule, l-am văzut cum făcea așa și a căzut direct, bang. Bine, omul mi-a zis că aici. Nu, bă, frate. Aici a dat după tine să strige după tine și te-ai dus. Țigane, se vede cum a căzut, ești nebun, deci a căzut de pe motor prin pasaj. Stai, mă, dracu, să-ți dau și geanta, că eu sunt cu geanta în spate, că am zis că fac o comandă, ia și geanta. Da, m-am livrat o comandă și nu știu ce să mai fac. Eram panică, zic, gata, mă duc acasă, îi dau și la ăsta canalul, mi-am pierdut telefonul. Aia e. Fraților, aproape am ajuns la grădina zoologică. Am ajuns foarte rapid aici. Trebuie să fac stânga undeva aici. Sper să nu greșesc. Stai că se bagă ăsta înaintea că a venit de pe banda a doua. Dar s-a băgat înaintea mea. Trebuie să fac stânga și dreapta oarecum imediat. Îmi arată grădina zoologică. Uite, scrie acolo grădina zoologică. La dreapta. Am eu nebunia asta să ajung la grădina zoologică. Sper să fie locuri de parcare. Facem o schemă acum, schema 2000-1000. M-am gândit să-l las aici, așa. Dar, nu știu, voi ce ziceți? E în siguranță aici? Îi încurc pe ăștia care iasă de aici? Nu cred, parcarea destinată exclusiv clienților. Bă, nu cred că îi încurc. Hai să vedem totuși cum arată așa de la distanță. Tragem frâna de mână frumos. Am oprit motorul. Și acum să vedem cum se vede de la distanță. Asta sunt curios, dacă e în siguranță aici sau nu e. Băi, eu zic că e ok și aș fi putut să vin mai încoace puțin. Dar să-i las și ăstuia loc puțin cu Volkswagen, nu ca să treacă. Ăștia cred că au loc să iasă pe aici. Dacă îl las așa, eu zic că e perfect. Gata, băi, fraților, am achiziționat bilet. Am dat în mintea copiilor la propriu și... mergem să mai vedem ce e de grădina asta zoologică de București. Nu aveam un plan neapărat să ajung pe aici, dar dacă tot am pus mâna pe canamul ăsta, am zis hai să vin până aici. Bă, mi-e sete, cred că au ceva de bob pe aici, dar nimic din care să-mi placă la aparatul ăla. Da, voi, haideți să vă arăt tigru. N-am să mă lungesc prea mult cu filmarea aici, pentru că nici nu vreau să stau foarte mult și deja am filmat destul. Așa că haideți să vedem puțin tigrul. Vreau să-l vedeți și voi. Mamă, ce mare e, frate, ia uite cât e tigru acolo. E frumos, chiar e mare, dar e plictisit rău. Dar au mai dispărut din animale aici, pentru că din ce știu eu, în locul ăsta aici erau lei. Acum nu văd niciun leu, ori sunt închiși în altă parte, ori nu mai există lei la grădina zoologică din București. Mă uite la aici, frate, e leu, uite ce mare e, stă chiar la geam aici. Mamă, uite ce coamare, ce mare e, frate, uite acolo. Am zis eu bine că era leu aici odată. Ia uite, bă, plictisit de viață. A pus ochii pe cineva. Pe cineva filiază el acum. Bă, voi pleca cât mai repede de aici. Adică nu vreau să mă întind. Nu aveam neapărat un plan să vin la grădina zoologică. Nici de cum singur. Poți să vii la grădina zoologică. Stai să vii al niște apă. Să vii cu iubita, cu gagica, dar să vii singur e cam plictisitor. Hai că reușesc așa cum am ales să
centrez apa asta ca să nu-mi dau cu ea în gură. Ia să vedem, reușesc să beau? Gata, am reușit să beau și apă și ne vedem afară la Canam. Mă duc către casă, iar mai pe urmă merg să las Canamul și voi face și încheierea acestui videoclip imediat, pentru că nu mai stau la grădina zoologică, gata. Sunt de vreo 10 minute aici și n-am stat mai mult înăuntru și mi-ajunge, m-am plictisit. Parcă mai frumos e pe Canam decât la grădina zoologică. Așadar, casca este pe căpățână, am renunțat la șapcă, închidem frumos rucsacul. Am scos cheia asta ciudată, care se înfige aici, vă mai arăt o dată. Jap, ăsta e sistemul, cheia e acolo. Tragem frumos asta ce se vrea, un fel de frână de mână. Încălecăm pe oșa frumos și acum nu rămâne decât să vă spun la revedere. Sper că v-a plăcut clipul ăsta de aici, de la pădurea Băneasa, grădina zoologică. Dacă vreți să ieșiți la plimbare cu un Canam, v-am spus, link-ul este în descriere către site-ul lor, acolo de închiriere, au și scutere, puteți să închiriați și scutere și trotinete și așa mai departe, chiar și biciclete electrice, cred. www.închirierescooter.ro. Eu le mulțumesc că mi-au dat această oportunitate, că mi-au oferit această oportunitate să mă plimb pe un Canam pe străzile din București. Cam atât pentru astăzi, să nu vă obosesc, toate cele bune pe data viitoare. Pa, pa, fraților!